Absolvenții de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie, dar și cei din promoțiile anterioare, au susținut astăzi prima probă scrisă a examenului de bacalaureat. Este vorba despre proba la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean în Argeș, s-au înscris pentru această probă peste 1300 de candidați. La nivelul județului Argeș sunt înscriși 1332 de elevi. Sperăm, ținând cont că se va desfășura ca și în dățile trecute cu monitorizarea audio-video, să nu mai avem incidente, adică elevii candidați eliminați. Candidații trebuie să știe că la toate probele scrise nu este permis accesul cu manuale, dicționare, notițe, însemnări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul și de comunicare. De asemenea, toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere audio-video. Colegi de-ai mei inspectori școlari vor fi prezenți în centrele de examen. Avem la nivelul județului Argeș 5 centre de examen, 3 în Pitești, 1 în Câmpul Lung și 1 în Curtea de Argeș. Le doresc succes și sper ca de data aceasta să înțeleagă că nu trebuie să pătrundă în sala de examen cu niciun material de sprijin. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, următoarea probă scrisă va avea loc vineri 23 august, proba obligatorie a profilului istorie sau matematică. Pe 26 august este programată proba la alegerea profilului și specializării. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se va desfășura în zilele de 27 și 28 august, fiind urmată de evaluarea competențelor în limba maternă în 29 august. Evaluarea competențelor digitale va avea loc în zilele de 30 august și 2 septembrie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională este programată în zilele de 2 și 3 septembrie. Afișarea primelor rezultate în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro este prevăzută pentru data de 3 septembrie până la ora 12. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile între orele 12 și 16. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie.